Lăudați să fie Iisus, dragi prieteni care ne urmăriți pe canalele Ercis Media. Vă salutăm cu multă bucurie în această zi specială, din acest loc special despre care vă vorbeam și în zilele trecute când promovam această transmisiune. Ne aflăm la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, unde vântul își spune cuvântul. Ne bucurăm să vă salutăm împreună cu invitații noștri de astăzi pentru transmisiunea specială pe care o vom avea împreună de la ora 10:30 de minute, Sfânta Liturghie cu hirotonirea a trei noi preoți. Mă bucur să-l salut alături de mine și pe Părintele Adrian Blăjuță. Iată-ne la o nouă transmisiune specială cu prietenii noștri de acasă. E adevărat, lăudați să fie Iisus și Maria, bun găsit, dragi prieteni, chiar că ne bucurăm să fim aici, în acest loc frumos. Deja văd că sunt mulți care vin la acest seminar pentru a participa la evenimentul deosebit care va fi peste câteva momente. Salutări tuturor celor de acasă, sperăm să rămâneți împreună cu noi și sperăm ca fratele Soare să ne lumineze și să îndepărteze acest vânt, sau dacă nu, măcar acest vânt să fie plin de binecuvântările Duhului Sfânt. Vă invităm pe toți să distribuiți această transmisiune pe care o facem pentru ca să ajungă în casele la cât mai multe persoane, pentru a fi împreună cât mai mulți, pentru că este foarte important, e o zi de duminică, o zi de 4 octombrie, o zi în care ne amintim de Sfântul Francisc din Assisi și, bineînțeles, o zi în care putem să fim împreună. Ne dorim să fim împreună și îi mulțumim încă de la început gazdei noastre. Îl avem alături de noi pe Părintele Virgil Blaj, rectorul Seminarului Franciscan din Roman, care ne-a și invitat să luăm parte la această sărbătoare, o triplă sărbătoare, Sfântul Francisc de Assisi, hirotonierea celor trei noi preoți, dar și deschiderea anului universitar. Lăudați să fie Iisus și mulțumim pentru invitație! În vecii vecilor, amin! Pace și bine! Ne bucurăm că suntem astăzi împreună și putem transmite de aici, din incinta seminarului nostru, această frumoasă sărbătoare pe care noi, frații, o trăim în data de 4 octombrie, când celebrăm trecerea la Domnul, la Sfântului Părinte Francisc. Este o zi de bucurie întrăită, așa cum bine ai precizat, întrucât celebrăm, pe de o parte, hramul acestui așezământ, apoi celebrăm și hirotonirea celor trei candidați la Sfânta Preoție și, nu în ultimul rând, deschiderea noului an academic 2020-2021. În condițiile acestei pandemii, dar cu ajutorul Domnului, ne bucurăm că putem să pornim cu multă bucurie, cu multă încredere în Bunul Dumnezeu acest nou an academic. 4 octombrie, și vorbeam și aseară, Părinte, 4 octombrie e ziua în care ne îndreptăm cu toții spre Roman, spre acest loc, spre acest loc frumos, binecuvântat, pentru că Sfântul Francisc din Assisi ne adună și ne pune împreună pentru a trăi o zi frumoasă. Dar ca să vedem un pic despre ceea ce vom trăi astăzi și vom prezenta și prietenilor noștri, haideți să vedem un pic, să amintim tuturor celor care ne privesc, despre Sfântul Francisc din Assisi. Cine a fost el? De ce este așa de important pentru noi? Pentru că este foarte important. Da. Mă întreb cine nu-l mai cunoaște pe Sfântul Francisc din Assisi, întrucât dintre sfinții medievali, cred că este unul dintre cei mai cunoscuți sfinți în toată lumea, cunoscut atât, sigur, de noi creștinii catolici, dar nu numai, și de creștini de celelalte confesiuni și chiar de musulmani. Există o întreagă tradiție musulmană care cinstește virtuțile, modul de viață al acestui sfânt. Știm că în viața sa el însuși s-a întâlnit cu celebrul sultan Khalil al-Kamel și a fost acolo o întâlnire pacifică, fraternă, frățească. Drept dovadă că, iată, Sfântul Francisc într-adevăr a ajuns pe tot mapamondul, fiind una din personalitățile pământului, așa cum
s-a precizat într-una din revistele New Times, chiar. Așa încât Sfântul Francisc ajunge la inima fiecărui om și ne întrebăm de ce. Nu a fost de la bun început o persoană extraordinară, a fost un om simplu, un tânăr care a trăit în condițiile vremurilor sale, dar era un om foarte pasionat, un om jovial, un om care transmitea multă bucurie celor din jurul său, ajungând la un moment dat să fie chiar liderul tinerilor din Assisi. Și cum era în vremea respectivă obiceiul, cei mai bogați își doreau foarte mult să ajungă și cavaleri, iată idealul omului medieval, să ajungă un mare cavaler. E bine, Sfântul Francisc, care provenea dintr-o familie medie, de condiție socială, a ajuns la acest statut de cavaler, dar nu s-a bucurat de el, întrucât Dumnezeu a avut un alt plan pe care i l-a revelat pe parcursul vieții. Ajungând la un moment dat să se lupte cu cei din cetatea Perugia, a fost înfrânt în această luptă împreună cu armata celor din Assisi, a fost luat prizonier și iată, de la acest măreț ideal pe care și-l propunea el de a fi cavaler, a ajuns într-o închisoare uitat de toți, în condiții mizere, și a fost răscumpărat după un an de tatăl său, dar după această experiență Sfântul Francis nu a mai fost la fel. A început să interiorizeze tot acest parcurs al vieții, s-a gândit că într-adevăr poate că viața poate avea și un alt sens, poate fi privită dintr-un alt punct de vedere, cel al lui Dumnezeu, și a luat într-adevăr în serios acest drum. Pentru început nu a știut ce formă de viață să aleagă, s-a încins cu o haină monahală și cu o centură și a luat un baston în mână, a început să ducă o viață de pocăință, dar încă nu știa cam la ce îl cheamă Dumnezeu pe mai departe. Într-un final însă și-a dat seama că Dumnezeu îl cheamă să trăiască mergând pe urmele lui Iisus Hristos, care este sărac și răstignit. Francis și-a concentrat întreaga sa formă de viață pe această sărăcie a Mântuitorului nostru. De altfel și spune într-o scrisoare adresată Sfintei Clara: aceasta este voința mea, să urmez sărăcia și viața Domnului nostru Iisus Hristos și a Sfintei sale Mame. O sărăcie pe care nu a urmat-o doar Sfântul Francisc, iată, până să ajungem la această dată de 4 octombrie și ceea ce celebrăm noi, de fapt, privind așa viața lui, s-a înconjurat ușor, ușor de frați. Și iată, de atunci până acum, familia franciscană numără foarte multe ramuri și foarte mulți frați. Cum de a ajuns Sfântul Francisc să fie urmat de primii frați pentru început și, bineînțeles, mai apoi să se constituie acest mare ordin? Da, cred că Francisc a fost urmat de câțiva tineri, în primul rând, din Assisi, tocmai pentru că el îl aducea cât mai aproape de oameni pe Hristos însuși. Nu poți să nu fii atras de Iisus Hristos atunci când îl cunoști cu adevărat. Și Francisc, începând să trăiască în mod serios cu angajament Evanghelia sa, a dat dovadă de această autenticitate a Evangheliei pe care omul o caută în adâncul sufletului său, dar pe care, probabil, în anumite circunstanțe, nimeni nu poate să o aducă aproape. Francisc a adus aproape de oameni Evanghelia, spiritul Evangheliei, și oamenii și-au dat seama că se pot împlini pe ei înșiși urmându-l ca atare. Și într-un prim moment l-au urmat, spune tradiția franciscană, 12 frați, potrivit tradiției evanghelice, nu? Care știm că și Iisus însuși a fost urmat de 12 apostoli. Și acești frați s-au constituit într-o formă de viață pe care Francisc a voit să o propună bisericii însăși și a mers la Roma, la Papa Inocențiu al III-lea, cu o mică regulă, așa cum au întocmit-o ei la început, spunând că ei vor să trăiască pocăința. Și Papa Inocențiu al XIII-lea a aprobat această primă regulă, regula simplă, iar ei au început să trăiască făcând pocăință, vestind Evanghelia în cetățile și orașele din Italia, încinși, așa cum știm, cu această haină în formă de cruce și cu o funie simplă, tocmai pentru a
dat dovadă de o totală expropriere de ei înșiși, în primul rând de orgoliul lor, de egoismul lor, și ca prin ei să fie cât mai vizibil Hristos însuși. Într-adevăr, Ordinul Franciscan s-a dezvoltat ulterior enorm de mult, pentru că deja în viața Sfântului Francisc, la celebrul capitol al rogojinilor, cum a fost numit, erau deja peste 3.000 de frați, spune tradiția franciscană. Astăzi, Ordinul Franciscan, care cuprinde și Ordinul Clariselor, ca al doilea ordin, surorile sărace, sau doamnele sărace, cum le numea Sfântul, fac parte din tradiția aceasta ordinilor franciscane, ca și laicii constituiți în al treilea ordin franciscan, respectiv terțiarii, cum îi numim noi. Suntem astăzi trei familii de frați franciscani, frații minori, frații minori capucini și frații minori conventuali, toți făcând referință la același fondator cu anumite trăsături specifice fiecarei tradiții în parte. La 44 de ani, eu totdeauna am rămas surprins că a plecat la Domnul de tânăr și a lăsat atâtea celor care au urmat. La 44 de ani, în 1226, a plecat la Domnul, a trecut la cele veșnice și aseară am asistat la un moment emoționant, acel transitus, acel moment în care s-a celebrat, să zicem, sau s-a rememorat această trecere la Domnul și cu momente emoționante, scrisori din viața Sfântului Francisc din Assisi, părintele provincial Damian a vorbit chiar despre iubirea pe care a trăit-o Sfântul Francisc înainte de convertire, să spunem, dar și după convertire. Cum de se celebrează acest moment, transitus, pe care nu l-am întâlnit în foarte multe comunități? Nu este întâlnit probabil și pentru faptul că nimeni nu a mai trăit trecerea la Domnul, ceea ce numim noi moarte, dar poate este impropriu spus moarte, pentru că cel care moare, noi știm că se naște în Domnul. Spun, nimeni nu a mai trăit ca Sfântul Francisc acest moment. Și transitus, acest transitus sancti francisci, trecerea Sfântului Francisc, evocă tocmai acest moment pe care Francis l-a pregătit, așa cum ați putut auzi și ieri seară din relatările care au fost cuprinse din biografii săi în acest moment de rugăciune. Francis și-a pregătit acest moment și chiar i-a rugat pe frați ca în momentul în care simt ei că se apropie momentul trecerii la Domnul să fie așezat gol pe pământul gol, ca să primească cu brațele deschise ceea ce îl numea sora noastră moartea trupească. Și Francisc a dormit în Domnul senin, iar noi, în amintirea acestui moment, împreună cu toate celelalte ordine care fac referință la același fondator, ordinele franciscane, celebrăm în data de 3 octombrie, seara, acest moment, așa zis, transitus, trecerea Sfântului Francisc din lumea aceasta la Dumnezeu. Și făcând referire la acest moment și la cuvântul de învățătură pe care, într-adevăr, Părintele Damian l-a rostit aseară, îmi amintesc că spunea despre Sfântul Francisc că a fost un om chemat la frumoasa misiune de a iubi, la această vocație de a iubi. Care sau ce cuvinte ar caracteriza cel mai bine viața Sfântului Francisc, o viață de sfințenie însă și un exemplu urmat și astăzi de sfințenie? Cred că dorința cea mai arzătoare a Sfântului Francisc a fost tocmai aceasta de a-L urma cât mai îndeaproape pe Iisus Hristos, pe care L-a iubit cu o iubire profundă, o iubire adâncă, așa cum ne spunea și Părintele aseară în cuvântul de învățătură. Această iubire pentru Francisc a fost una arzătoare, de aceea este numit și serafic. Serafic, nu? Noi știm în ierarhia angelică, serafimii sunt cei care ard de iubirea lui Dumnezeu. Iată, iubirea aceasta pentru Francisc nu a fost o teorie. El a întrupat-o într-o viață concretă, atât de pocăință, dar și de asemănare, imitarea lui Hristos însuși. Și cred că asta este una din particularitățile lui Francisc. Spiritualitatea sa este profund cristologică și are fundamentul în Iisus Hristos, sărac și răstignit. Repet, acest sărac și răstignit este fundamental pentru spiritualitatea. Un
un model de sfințenie pentru confrații săi, cei care au fost împreună cu Sfântul Francisc, cei care au intrat în această familie a franciscanilor și nu numai, și a clariselor. De-a lungul timpului au fost mulți cei care și-au și luat numele de Francisc. Au fost atâția care au rămas impresionați, de exemplu, de viață, și chiar papa nostru pe care îl avem acum nu a ezitat să-și ia numele de Francisc atunci când a fost ales papă. Și chiar în zilele acestea, astăzi, se prezintă public un alt exemplu de frumusețe spirituală de la Sfântul Francisc, amintind despre fratele Francis din Assisi. Era semnat Papa Francisc la Assisi această a treia scrisoare enciclică, Fratelli Tutti, și astăzi este prezentată tuturor. Ce vrea să ne transmită oare Papa cu aceste exemple, cu aceste momente din viața lui? Ne surprinde din nou Sfântul Părinte Papa Francisc, întrucât încă de la început, fiind un papă iezuit și ales un nume franciscan, ceea ce cred eu că este în sine un program, cum se scria în acel moment. Francisc este un program pentru zilele noastre. Și după primele două enciclice, cea de-a doua știm că a făcut referință tot la un text scris de Sfântul Francisc, Cântecul Creaturilor, Laudato si, lăudat să fii tu, Domnul meu. Iată că acum, în data de 3 octombrie, Sfântul Părinte Papa a voit să publice o altă enciclică, Fratelli Tutti. Știm că titlul acestor scrisori enciclice fac referință la primele cuvinte ale acestor scrisori. Fratelli Tutti, de fapt, este un îndemn al Sfântului Francisc, îndemnul 6, care începe tocmai astfel: fraților cu toții, să-L urmăm pe Bunul Păstor, care a pătimit, a murit pentru noi și ne-a arătat calea care duce la Dumnezeu. Și atât, Sfântul Părinte Papa Francisc a preluat aceste cuvinte, Fratelli Tutti, care nu exclud femeile, așa cum cineva a voit să sugereze. Dimpotrivă, acest termen fratres în limba latină include atât bărbații cât și femeile. Dar ceea ce aș vrea să remarc este faptul că, iată, dacă de obicei Sfântul Părinte semnează aceste documente la masa sa de lucru, făcând o fotografie oficială, de această dată a voi să semneze această nouă enciclică despre fraternitate și prietenia socială cu chipul, cu fața îndreptată spre mormântul Sfântului Francisc și pe altarul de piatră pe care a și celebrat ulterior Sfânta Liturghie. Este o chemare în acest context și de pandemie să ne solidarizăm mai mult, să trăim frățietatea, valoarea de a fi frați și surori în Hristos pentru binele întregii omeniri. Fie că suntem creștini, credincioși, catolici, ortodoxi sau de alte religii, iată, pe acest altar al păcii, cum l-a numit și Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papa a voit să semneze un nou document adresat nouă tuturor. Ceea ce face din nou, nu-i așa, actual exemplul Sfântului Francisc și știm, este urmat de foarte mulți, atât catolici cât și de alte confesiuni sau religii. Urmează așadar o sărbătoare pentru care ne pregătim și noi acum, un gând final pentru noi preoți care, iată, începând de astăzi, vor pleca în misiune și vor lucra în mod concret după exemplul Sfântului Francisc. Da, le sunt recunoscător acestor candidați tineri care astăzi au curajul să-i spună un da definitiv lui Hristos, fiind chemați să-L slujească în acest sacrament al preoției. Le doresc să poată să meargă în lume ca frați care să ducă aproape de oameni Evanghelia, această lumină care a strălucit pe chipul lui Francisc mereu și bucurie evanghelică, și să rămână fideli până la capăt, pentru că fidelitatea astăzi este uneori pusă la încercare, nu numai în viața religioasă, sacerdotală, dar și în viața de familie, așa cum știm. Dumnezeu să-i ajute, să-i binecuvânteze, să poată trăi din plin ministerul și chemarea pe care au primit-o de la El.
Așa le urăm și noi. Vă mulțumim încă o dată pentru invitație și pentru această comuniune de rugăciune, de fraternitate și vă dorim sărbătoare binecuvântată în continuare. Vă mulțumesc și eu, pace și bine și o sărbătoare cât mai plăcută și binecuvântată cu haruri de la Bunul Dumnezeu. Pace și bine. Pace și bine. Mulțumim, iată a fost alături de noi Părintele Virgil Blaj, rectorul seminarului franciscan de aici, de la Roman, de unde ne aflăm, spuneam, pentru o transmisiune specială de la ora 10 și 30 de minute. Vom transmite Sfânta Liturghie prezidată de Preasfințitul Iosif Păuleț, Sfântă Liturghie în cadrul căreia trei noi preoți vor fi hirotoniți. Este vorba de fratele Emanuel Petrică Blaj din Sagna, de fratele Mihai Cherecheș din Butea și de fratele Cristian Petru Pal din Nisiporești. Ca pregătire în vederea hirotonirii într-o preoție, cei trei frați franciscani au participat și la o săptămână de exerciții spirituale organizate la Viișoara în perioada 13-18 septembrie, predicator fiind părintele Marius Vătămânelu. Așadar, ne pregătim pentru această sărbătoare și pentru a înțelege mai bine ce vor face acești trei frați care vor deveni preoți pe mai departe, unde vor fi trimiși și cum sunt organizați frații franciscani. Îl vom saluta în continuare pe următorul invitat al nostru și ne bucurăm să-l avem alături de noi la microfoanele RCIS Media pe Părintele Damian Patrașcu, ministrul provincial. Lăudat să fie Iisus! Bine ne reîntâlnim! Veci vecilor! Mi se pare că am făcut abonament la dumneavoastră. Este foarte bine. Ne bucurăm și chiar îi sfătuim pe toți cei care ne privesc în acest moment în transmisiune directă de aici, de la seminarul franciscan din Roman, să distribuie, să dea mai departe, pentru ca aceste informații, aceste momente, această sărbătoare să ajungă în casele a cât mai multor persoane. Așadar, o sărbătoare nu doar a Sfântului Francisc, o sărbătoare nu doar de deschiderea anului școlar, dar și o sărbătoare în care vom avea trei noi preoți. Ce urmează pentru ei după ziua de astăzi? Da, astăzi, peste jumătate de oră, va începe Sfânta Liturghie cu hirotonirea celor trei diaconi deocamdată și acesta este, să spunem, anul acesta, datorită pandemiei, un accident, pentru că de obicei hirotonirile se făceau la Iași, la catedrală în iunie, astfel s-au tot amânat aceste hirotoniri și vor avea loc astăzi. Ce înseamnă această hirotonire? Înseamnă că acești studenți, foști studenți de acum, după ani lungi de pregătire, atât umană cât și spirituală, teologică și filozofică, încheind tot parcursul formativ, ajung, să spunem, la plinătatea vocației lor, dacă am putea să spunem așa, și sunt hirotoniți preoți. După care, evident, urmează ca, așa cum orice preot care este hirotonit, vor fi trimiși în parohii sau în alte locuri. Preoți franciscani. Pe lângă faptul că sunt preoți sau pe lângă faptul că sunt franciscani, sunt și preoți, putem să le legăm împreună. La ce sunt chemați, fiind preoți, dar și franciscani, acești noi preoți care intră în via Domnului, dar la ce sunt chemați preoții franciscani? Probabil până în ziua de astăzi nimeni nu a înțeles așa bine cum putem noi înțelege ce înseamnă să fii și preot, și frate, sau călugăr, cum se mai obișnuiește să se spună la noi, deși este impropriu, deoarece noi nu suntem călugări. Este mai ușor să înțelegem pentru că avem mașinile hibrid. Noi suntem un fel de hibrid, suntem și frați, franciscani, și preoți în același timp. Trăim în comunitate și preoția pe care noi o împărtășim, pe care am primit-o de la Dumnezeu, o trăim, activăm în comunitate și nu de unul singur. Să continuăm un pic în această zonă, pentru că mulți dintre noi, bine, noi mai cunoaștem anumite lucruri, dar poate mulți privitori nu înțeleg cum e organizată o astfel de comunitate a fraților franciscani, pentru că știu la un moment dat unul dintre frați e paroh, după aia aud ceva că este guardian. Cum sunt organizate aceste comunități? Da, nici noi nu înțelegem ce facem de altfel, pentru că este o viață, sigur, ca în orice familie, spune
spunem. Noi încercăm să fim o familie în tot timpul vieții noastre. Ceea ce ați amintit mai înainte, funcțiile, să le spunem așa, de frați, de guardian, de econom, de administratori, se regăsesc aproape peste tot, numai că noi folosim o altă terminologie de multe ori venită din pe filiera latină sau uneori pe filiera italiană. Sensul că parohii, cei care devin parohi, nu înseamnă că în momentul în care a fost vicar, după aceea devine paroh, nu mai poate deveni vicar. Nu este pe viață nicio funcție, nici măcar cea de ministru general, nici de ministru provincial. Sunt pe perioade destul de scurte, două mandate după cum am stabilit noi în țara noastră, pentru că suntem mulți. Evident, acolo unde sunt frați puțini, în general este invers, sunt paroh toată viața în Occident sau în alte țări. Astfel că unii sunt paroh pentru 4-8 ani, așa am stabilit noi în statute ca să le vină rândul și altora. Și cât privește funcția de guardian, și aceasta vine tot din limba latină și înseamnă cel care privește, cel care are grijă de familia fraților, de frații care trăiesc într-un convent. Și acest termen, convent, venit tot pe filieră latină, cei care sunt adunați, nu din voința lor, ci din voința lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne cheamă ca să locuim împreună, să constituim o familie și împreună cu mărturia de viață să activăm, să celebrăm sacramentele sau în alte situații să administrăm caritatea. Astfel că numele sunt uneori pompoase, dar în spate se ascund persoane simple care au aceeași slujire până la urmă. Exact. Legat-o de această organizare, aș trece la un nivel un pic mai înainte, tocmai pentru a înțelege mai bine și pentru a ne familiariza mai mult cu acest ordin franciscan. Cum este organizată provincia? Știm că faceți parte din provincia Sfântului Iosif din România. Frații, practic, sunt mutați în aceeași provincie sau pot pleca și în alte provincii? Cam cum stau lucrurile la acest nivel? Da, ordinul nostru este alcătuit din provincii peste tot, după care sunt subunitățile, am putea să le numim, custodiile, care sunt, nu întrunesc numărul de frați, de 43 de frați, pentru ca o realitate să fie provincie. Cei care au sub acest număr sunt custodii și cei care au sub 12 frați sunt delegații provinciale. Noi facem parte din provincia de România, care este impropriu numit așa de câțiva ani buni, pentru că în cadrul acestei provincii, din punct de vedere juridic canonic, este prezentă și custodia de Orient, care cuprinde Turcia, Libanul și Țara Sfântă. În general, așa cum într-o dieceză preoții sunt încardinați, la fel și într-un ordin religios sunt frații încardinați într-o provincie. Evident, fiind o familie, încercăm să ne ajutăm. Știu că și la nivel diecezan, preoții, foarte mulți preoți sunt prezenți în alte dieceze. Ne venim în întâmpinarea unul la celuilalt, așa că noi avem frați în 84 de comunități la ora actuală, cei care au studiat aici la Roman, care sunt înscriși juridic în provincia noastră și răspândiți pe 4 continente. Activitatea prevalentă este pastorația în parohii, după care urmează editurile, urmează partea caritativă, învățământul și multe alte activități, dar în mod prevalent sunt în pastorație. Așadar, sunt hirotoniți și vor fi acești diaconi hirotoniți prin impunerea mâinilor preasfințitului Iosif Paulez, dar bineînțeles veți fi și dumneavoastră, să spunem, de față, pentru că vor deveni preoți franciscani. Cum să înțelegem acest rit al hirotonirii? Ritul hirotonirii este unic pentru toți și cred că în momentul în care va începe acest rit vom putea înțelege mai bine. De fapt, așa cum spuneam la început, este o încoronare a darului pe care acești tineri l-au primit de la Dumnezeu și vor înțelege mai bine ceea ce episcopul, urmașul apostolilor, va face pentru ei. Prin coborârea Duhului Sfânt, ei vor deveni apostoli ai lui Hristos și vor merge acolo unde
Duhul Sfânt prin superiorilor îi vor trimite. Și le dorim încă de pe acum mult succes, bineînțeles, ne rugăm împreună cu ei și pentru ei la această sfântă liturghie. Noi vă dorim mult succes în activitate în continuare și, bineînțeles, să ne reauzim, să ne reîntâlnim la alte astfel de transmisiuni. Un gând totuși pentru noi preoți. Noi preoți sper, așa cum aseară au făcut profesiunea de credință, să rămână fideli până la moarte. Să rămână fidel lui Dumnezeu, fidel credinței catolice pe care o profesează încă din copilărie, fidel ordinului nostru și fidel într-adevăr a ceea ce au promis, pentru că în societatea de astăzi, și nu numai, nu este ușor, circulă multe credințe, dar noi trebuie să transmitem această credință pe care și predecesorii noștri, iată, amintesc iarăși de cei 125 de ani de la fondarea provinciei, au transmis-o în toți acești ani și sper, cunoscându-i destul de bine, sper să fie fideli până la moarte. Fidelitatea, iată, Părinte Adrian, revine în această discuție a noastră. Vă mulțumim, sărbătoare binecuvântată în continuare vă dorim. Mulțumesc, laudați fie Iisus. În veci, iată, l-am avut alături de noi pe Părintele Damian Patrașcu, ministru provincial. Spuneam că este o sărbătoare cu triplă semnificație. Pe de o parte este sărbătoarea Sfântului Francis de Assisi, am văzut apoi hirotonirea trei noi preoți, dar este și deschiderea anului universitar și tocmai pentru a ne pregăti să discutăm cu următorul invitat, aș dori din regie, dacă se poate, colegul nostru Edi Lucaci, dacă ar putea să ne arate și câteva imagini de în locul în care ne aflăm, imagini pe care le-am surprins încă de ieri, mai exact obiectivul părintelui Adrian le-a surprins încă de ieri după amiază când am sosit aici și am pregătit toată această transmisiune. S-a surprins că oamenii, cei care, noi am postat imediat aceste imagini pe Facebook pentru a pregăti acest eveniment și pentru a spune celor de acasă să ne privească, să fie alături de noi, să dea mai departe această informație și astăzi sperăm că în continuare vor distribui această transmisiune. Suntem la seminarul franciscan din Roman, unde este comemorat sau da, sărbătorit Sfântul Francisc din Assisi. Sunt tineri diaconi care peste câteva momente vor fi hirotoniți preoți. Va fi și deschiderea anului universitar, de aceea e bine să fim și să trăim această sărbătoare împreună. Această sfântă liturghie care va începe peste câteva momente va fi transmisă și pe TVR Iași, așadar dacă aveți părinți, prieteni, bunici care nu au internet și nu au Facebook, sunați-i, spuneți-le că pe TVR Iași pot să urmărească această sărbătoare. Așadar, o sărbătoare aici la Roman, o sărbătoare și ne bucurăm că avem aceste imagini, ni se spune din regie că dumneavoastră tocmai priviți aceste imagini de aici, de la Institutul Teologic Franciscan din Roman și da, Sfânta Liturghie va fi la ora 10:30 de minute, vă reamintim acest lucru tocmai pentru a distribui această informație mai departe și pentru a fi în comuniune de rugăciune în această zi deosebită, în ziua dedicată Sfântului Francisc de Assisi. Spuneam că o a treia semnificație a sărbătorii de astăzi este tocmai deschiderea anului universitar. Să vedem dacă putem avea și imagini. Mulțumim! Îl avem așadar alături de noi pe cel de-al treilea invitat de astăzi și mă bucur să-l salutăm la microfoanele RCIS Media pe Părintele Mihai Afrențoaie, rectorul Institutului Teologic Franciscan din Roman. Lăudat să fie Iisus, bun venit! În veții vecilor! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră și iată, împreună încercăm să înțelegem cum se va deschide anul acesta universitar într-o situație delicată, spunem așa, poate cu puțină teamă, cu puțină frică la nivelul întregii societăți, dar cred, Sfântul Francis, că nu ne-ar îndemna să avem frică. Deschiderea anului universitar se încadrează la nivel național și internațional al universităților, așa se întâmplă și la noi, la începutul lui octombrie. Doar că aici avem un specific și deschiderea are loc în două momente diferite.
primul moment este strict academic și se desfășoară prin organizarea unui simpozion, de cele mai multe ori internațional. De data aceasta, din cauza fratelui COVID, a fost doar național, s-a desfășurat vineri, în ziua de 2 octombrie, și am avut ca invitați, printre alții, și pe preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezii noastre de Iași, pe părintele provincial, antevorbitorul meu și alții până la 6. Și al doilea moment este tocmai acesta de astăzi. Acesta este un moment strict religios, în cadrul Sfintei Liturghii, pe lângă sfințirea de preoți și sărbătorirea hramului acestui așezământ, are loc și așa zisul jurământ al profesorilor, pentru că toți profesorii sunt chemați să depună un jurământ de fidelitate față de biserică. El va avea loc în cadrul recitării crezului, atunci fiecare profesor în șoaptă va depune acest jurământ, iată, pentru începutul anului academic. Cât privește structura anului academic la Institutul Teologic Franciscan din Roman, care este specificul, cum se desfășoară viața unui student în acest institut și ce găsește el aici într-un mod special? Institutul nostru are în cadrul său o facultate de teologie romano-catolică pastorală care durează 4 ani, 8 semestre, 240 de credite internaționale. Deci, la nivelul acesta suntem la fel ca toată lumea, la fel ca Institutul Teologic și Facultatea Teologie Catolică de la Iași, dar specificul nostru este tocmai faptul că suntem singurul institut romano-catolic monahal din țară. Monahal, adică călugăresc. Ce înseamnă acest lucru? Că pe lângă materiile specifice facultăților de teologie romano-catolică, iată, noi oferim anumite cursuri de spiritualitate specifică călugărească. Și tocmai legat de această spiritualitate am dorit să vă întrebăm pe mai departe, practic, în mod concret, cum se regăsesc sau ce puncte se regăsesc din această spiritualitate? Avem două tipuri de cursuri de spiritualitate. Spiritualitate generală, așa, care se găsește la toate universitățile catolice, dar avem și spiritualitate franciscană și istoria franciscanismului și alte cursuri care vizează tocmai istoricul institutelor călugărești și a ordinilor călugărești din toată lumea. La capătul formării, într-un astfel de institut și într-un mod special aici la Institutul Teologic Franciscan din Roma, privesc sus pentru că se vede așa frumos acest institut, frontispiciul institutului. Ce vă doriți? Cu ce vă doriți ca acești tineri care pleacă în lume de aici, de unde îi formați sfințiile voastre, cu ce trebuie să plece ei de aici, de la formarea din seminar? Ne dorim să ducă mai departe mandatul pe care ne l-a încredințat Hristos. Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Același lucru l-a făcut și fondatorul ordinului nostru, Francisc de Assisi. El îi trimitea pe frași și le spunea întotdeauna să fiți măcar doi pentru a da mărturie despre bucuria Evangheliei, despre trăirea în comun. Și tocmai aici rezidă și specificul nostru, pentru că noi suntem franciscani conventuali. Iată, acest termen conventual înseamnă trăirea împreună și mărturia de credință dată împreună, nu individual. De aceea, faptul că ne numim monahal, institut monahal, este impropriu spus, pentru că noi suntem un institut de viață consacrată și specificul este tocmai franciscanism conventual, adică trăirea împreună, mărturia de credință împreună. Pe lângă toate aceste cursuri care fac parte, iată, din anii formativi, din anii de universitate, să spunem așa, știm că la institut se desfășoară, organizați pe parcursul anului, multe alte activități extra, să le numim așa, cum a fost, iată, și simpozionul de alaltă, ieri se poate considera și el, dar nu este unicul de acest gen pe care îl organizați. În funcție de ce anume organizați aceste activități și care ar fi ele? Activitățile extrascolastice pot fi împărțite iarăși în două.
Primele sunt strict academice sau culturale și acestea sunt organizate de centrele noastre de cercetare. În cadrul Institutului avem 3 centre de cercetare. Institutul care se numește Academia Petru Tocănel și organizează aproape lunar în oraș sau aici la noi conferințe pe diferite teme. Apoi avem centrul de cercetare Pax et Unitas, vizează ecumenismul și dialogul interreligios și acesta în special în săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor organizează anumite conferințe și mai apoi avem centrul de cercetare de studii biblice și acesta organizează la rândul său teme specific biblice. Toate acestea organizează fie simpozioane, fie mese rotunde, fie sesiuni științifice la care participă și studenții, dar și lume din oraș. Iată. Al doilea mod de organizare este practica pastorală. Noi trimitem studenții în diferite parohii de aici din preajmă și ei exercită ceea ce vor trebui să facă în viitor ca miniștri consacrați preoți, ceea ce vor face și cei 3 care vor fi astăzi hirotoniți preoți. Cu alte cuvinte, Institutul Teologic Franciscan din Roman este o sursă, să spunem așa, sau un motor de cultură aici în Roman și cred ați simțit această nevoie sau de unde această dorință de a aduna, iată, sub această umbrelă a culturii diferite personalități, persoane, pentru că nu sunt deschise activitățile acestea doar pentru studenți, bănuiesc, mai ales spuneați, se desfășoară multe dintre ele chiar și în afara institutului. Noi avem un istoric bogat al culturii, să ne amintim de Sfântul Bonaventura, să ne amintim de Dun Scotus, dar de însuși Sfântul Anton, care este cunoscut mai mult ca Sfântul Minunilor și cel care ajută pe săraci, însă el este primul frate care a predat la prima universitate din Europa și chiar din lume, la Bologna. Deci, ca frate, a predat acolo. Deci avem un istoric cultural bogat. Mai apoi, cei care au întemeiat acest institut s-au axat tocmai pe partea aceasta culturală. Noi am moștenit și încercăm să ducem mai departe prin ceea ce v-am spus, organizările acestea în simpozioane, mese rotunde, sesiuni științifice. Da, suntem un reper pentru Roman și nu numai, și pentru zonele apropiate de aici. Lumea ne caută pentru că se simte bine și noi încercăm să ducem mai departe această misiune a evangelizării culturii. Mai ales că avem nevoie de cultură, pentru că dacă e să privim în societate, sunt într-adevăr fel de fel de oferte, poate prea puțin culturale. Din acest punct de vedere, ați spus că lumea vă caută într-adevăr și asta era următoarea mea întrebare. Simțiți această nevoie, această dorință a oamenilor efectiv de cultură, de astfel de momente? Știți, aici este ca relația dintre învățător și elev. Cine are nevoie de cine? Toți avem nevoie unul de altul. Dar cine simte în inima sa că are o valoare, vrea să o transmită mai departe. Așa cum părinții vor să transmită copiilor valorile pe care le simt în suflet, așa și noi, valorile pe care le-am moștenit ca frați franciscani, vrem să le transmitem mai departe și prin acest mod cultural. Pentru că avem și parohii, dar aici strict prin organizări culturale. Mulțumim, Părinte Mihai, pentru aceste gânduri pe care le-ați împărtășit informații și vă dorim succes în noul an academic 2020-2021 și sperăm ca să fie desfășurată această muncă în cadrul învățământului cât mai bine, chiar în această situație, cum spuneați, cu fratele COVID, care sperăm ca fratele acesta să nu mai fie chiar neapărat printre noi și să nu rămână fratele nostru și să dea Domnul ca ceea ce vă doriți și ceea ce încercați să transmiteți acestor tineri să ajungă în viețile lor, în sufletele lor și la rândul lor să împărtășească tuturor celor care îi întâlnesc. Mulțumim pentru aceste gânduri, pentru aceste împărtășiri pe care le-ați făcut cu prietenii noștri. Noi rămânem împreună cu cei de acasă, pentru că peste câteva momente va începe Sfânta Liturghie Pontificală, celebrată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul dieceziei romano-catolice de Iași, alături va fi și Părintele Provincial, Damian
Damian Gheorghe Pătrașcu și, bineînțeles, ceilalți formatori de la seminar, profesori, bineînțeles, vor fi mulți dintre cei care îi cunosc, care sunt alături celor trei candidați la Sfânta Preoție. Noi ne luăm rămas bun și ne pregătim pentru Sfânta Liturghie. Vreau să vă mulțumesc pentru invitație și să vă felicit pentru aceste activități transmise prin Ercis Media. Felicitări și succes pe mai departe! Mulțumim! Mulțumim frumos! Mulțumim! Iată, ne pregătim așadar de Sfânta Liturghie, într-adevăr o Sfântă Liturghie ce va fi transmisă, spuneam, preluată și de TVR Iași și ne bucurăm pentru acest lucru. În doar câteva momente, deja aici scaunele aproape s-au umplut, au început ușor-ușor să sosească la această sărbătoare familiile, prietenii celor care vor deveni începând de astăzi preoți și ușor-ușor poate ați auzit și probele corului, corul care va înfrumuseța această sărbătoare, această Sfântă Liturghie. Este un cor, are și numele așa, pentru zona în care ne aflăm, Scola Cantorum Mușatină, pentru că suntem în zona Mușatinilor. E un cor, văd, destul de mare, dar sunt și frații de la seminarul franciscan, sunt frații franciscani, care vor însoți celebrarea prin cântare și ne bucurăm să vedem că sunt atâția oameni care au venit, care respectă regulile care se impun în această perioadă și sperăm să avem o celebrare cât mai frumoasă. Spuneam că alături de printre cei care se află aici în fața Institutului Franciscan din Roman sunt și părinții celor trei candidați la Sfânta Preoție, sunt rudele, prietenii, cei care au venit din satele lor natale. E vorba de cei trei candidați: fratele Emanuel Petric Blaj din Sagna, fratele Mihai Cherecheș din Butea și fratele Cristian Petru Pal din Nisiporești. Iată, sunt trei tineri care peste câteva clipe vor deveni preoți și vor merge apoi să ducă Evanghelia în toată lumea, dar și să promoveze, să vorbească despre ceea ce a învățat Sfântul Francisc din Asizie. Sigur, poate vor deveni chiar vicarii ascultătorilor, privitorilor noștri, vor veni în parohie dumneavoastră și le dorim, bineînțeles, mult har și binecuvântare de la Domnul, pentru ca, într-adevăr, această slujire să fie o slujire la iubire, așa cum a fost și slujirea Sfântului Francisc și cum ne spunea și Părintele Damian Pătrașcu la momentul deosebit al tranzitusului de aseară. Ne bucurăm și pentru această enciclică nou semnată, de care ați amintit și a vorbit Părintele Virgil Blaj mai devreme, o enciclică despre fraternitate și prietenie socială. Astăzi, mai mult ca oricând, cred, este nevoie de așa ceva în contextul virusului și în contextul lipsei solidarității, poate, mai mult ca oricând avem nevoie de prietenie socială. Sigur, avem nevoie, Alexandra, de această fraternitate. Astăzi, când ni se spune să stăm la distanță, distanță și se insistă distanță socială, eu vreau să-i spun doar distanță fizică, pentru că nu putem să stăm la distanță în mod social. Avem nevoie să fim împreună și enciclica aceasta, cred că ieșită în acest context al pandemiei, vrea să ne amintească despre importanța fraternității, de a fi împreună, de a merge împreună. Și asta facem și noi astăzi, suntem împreună cu dumneavoastră, o echipă, noi suntem doar aici în fața dumneavoastră, ne priviți în aceste momente, dar să știți că în spatele camerelor, în spatele pupitrului tehnic, în spatele microfoanelor, sau mai bine zis a mixerului audio, sunt colegii noștri care asigură transmisiunea în condiții cât mai bune. E vorba de Eduard Lucaci de la Imagine, Silviu Jitaru de la Sunet, Gabriel Măriuț, cel care asigură la fel imaginea cât mai bună, și Silviu Dogariu, care umblă, deja îl văd pe aici cu camerele, pentru a vă oferi imagini cât mai bune la această transmisiune. De asta voiam să vă rog
încă o dată să distribuiți această transmisiune și eventual dacă știți că aveți prieteni, părinți, bunici care nu au internet și pot urmări această transmisiune la televizor. Pe TVR Iași, pentru că mulțumim televiziunii române care asigură, care preia această transmisiune și îi face părtași pe cei de acasă de această sărbătoare frumoasă în ziua Sfântului Francisc din Assisi. Și permiteți-mi în această sărbătoare să le spunem și la mulți ani tuturor celor care poartă numele acestui sfânt, pentru că nu sunt puțini și ne bucurăm pentru acest lucru, pentru faptul că, iată, mulți dintre noi poate l-au ca, nu știu, sfânt preferat sau ca sfânt patron. Le spunem la mulți ani, îi soțim cu rugăciunea noastră pe toți cei care ne privesc și poartă numele acestui mare sfânt. Ne pregătim așadar de Sfânta Liturghie. Iată, vântul ne face figuri în continuare. Sperăm ca la Sfânta Liturghie să se poată auzi foarte bine sunetul din cauza vântului. Noi ne dorim acest lucru, sperăm să se mai domolească, să se mai potolească și vom reveni la finalul acestei Sfinte Liturghie. Așa este. Alexandra, îi vom lăsa pe privitorii noștri, prietenii noștri, în compania câtorva imagini de la seminarul franciscan, din acest cadru așa de frumos pe care îl au frații franciscani de aici, de la Roman, și bineînțeles ne îndreptăm într-un mod special, vorbeai despre Sfântul Francis, despre cei care își sărbătoresc astăzi numele, onomastica, își sărbătoresc patronul, ne gândim într-un mod special la Papa nostru Francisc, cel care și-a ales într-un mod special acest nume și putem să spunem că acest sfânt, acest nume reprezintă programul pe care el îl trăiește ca papă și suntem uimiți de tot ceea ce el face și transmite, atât prin cuvinte, dar mai ales prin fapte. Este cel care merge în mijlocul oamenilor, merge pentru a împărtăși din ceea ce el mai întâi trăiește, această relație cu Dumnezeu frumoasă, cu Hristos, și privind la cruce se îndreaptă spre oameni pentru a le împărtăși trăirea sa, mai ales fiind inspirat și de Sfântul Francisc din Assisi. Rămânem așadar în comuniune de rugăciune, luăm o scurtă pauză în care vom revedea imagini de la acest institut, tocmai în pregătirea și în așteptarea Sfintei Liturghii, care vă reamintesc va începe la ora 10:30, va fi prezidată de preasfințitul Iosif Păuleț, întrucât va hirotoni 3 noi preoți, prezent fiind și părintele Damian Gheorghe Pătrașcu, ministru provincial. Rămânem așadar în comuniune de rugăciune. Thank you.
Iată, suntem la finalul Sfintei Liturghii pe care am transmis-o în direct de aici, de la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Romano, Sfântă Liturghie, prezidată de preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei Romano-Catolice de Iași, o Sfântă Liturghie în cadrul cărei am văzut, au fost hirotoniți trei noi preoți, cărora le spunem încă de pe acum felicitări și mult har, multă binecuvântare în via Domnului. Este vorba de părintele Emanuel Petrică Blaj, părintele Mihai Cherecheș și părintele Cristian Petru Pal, care astăzi au primit și numirile oficiale, să spunem așa, misiunea pe care o vor continua, fie aici în țară, fie în străinătate. Ne bucurăm că am putut fi împreună, în comuniune, atât la această Sfântă Liturghie, cât și la ediție specială pe care am prefațat-o împreună cu invitații noștri speciali, pentru că este cu adevărat o zi specială, o sărbătoare specială, nu-i așa, Părinte Adrian Blăjuță, o sărbătoare a Sfântului Francisc de Assisi. Și ne bucurăm că suntem cumva la el acasă, suntem într-o casă a franciscanilor. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia. Într-adevăr, e o sărbătoare aici la frații franciscani, o sărbătoare care a emoționat până la lacrimi. De fapt, i-am văzut pe doi dintre preoții nou sfințiți cu lacrimi în ochi. Erau acele lacrimi de bucurie și de mulțumire, cred eu, lui Dumnezeu pentru că au ajuns la capătul formării preoțești, iată, au ajuns să primească hirotonirea sacerdotală, preoțească, și vor merge și vor duce acolo unde au fost trimiși deja. Am văzut de către preasfințitul Iosif Păuleț, sigur, a dat citire numirilor care deja le-au primit din partea hotărârii din partea părintelui provincial. E într-adevăr o zi frumoasă, chiar dacă vântul, să zicem că ne-a făcut, ne-a jucat feste, am avut și momente, iată, mai dificile ale transmisiunii noastre, dar ne bucurăm că suntem împreună. Suntem împreună, iată, cu prietenii noștri, cei care ne-au urmărit, cei care au rămas timp de 2 ore la Sfânta Liturghie, dar și ediția specială pe care am organizat-o împreună pentru cei dragi. Și a ieșit și fratele Soare până la urmă în timpul Sfintei Liturghii. Așa este, a ieșit și fratele Soare și îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ce ne dă, de fapt, pentru că El știe mai bine de ce avem nevoie și pentru asta, iată, ne îndreptăm și spre cei care fac posibil ca această transmisiune, momentele noastre, evenimentele pe care le transmitem să ajungă în casele prietenilor noștri și, bineînțeles, o să-i amintim încă o dată și o să te las pe tine, dar vă mulțumesc vouă tuturor celor care ne susțineți. Ne susțineți prin feedback-ul pe care ne-l dați, prin mesajele pe care le trimiteți, prin rugăciunea pe care o înălțați către Bunul Dumnezeu și să știți că acestea fac ca noi să putem să mergem mai departe. Sigur, vom insista poate mai mult și pe viitor și pe o susținere financiară. Deja sunt mulți dintre dumneavoastră care ne ajutați ca să creștem de la o transmisiune la alta și să facem ca veștile bune, mesajul lui Hristos, evenimentele frumoase să ajungă în casele tuturor și să fim cât mai mult timp împreună. Și să învățăm în continuare de la Sfântul Francis de Assisi, pentru că sărbătoarea noastră continuă, chiar dacă noi vom încheia aici transmisiunea noastră specială, suntem chemați să-l urmăm pe Sfântul Francis de Assisi în viața noastră, fie că facem parte din acest ordin, fie că nu, pentru că este un exemplu urmat, este un exemplu ecumenic, aș putea spune, urmat de orice om și așteptăm, bineînțeles, cât de curând și enciclica semnată de Sfântul Părinte Papa Francisc, Fratelli Tutti, chiar și în limba română. Bineînțeles, și această enciclică așteptăm să fie tradusă și va ieși, bineînțeles, la editura Presa Bună, editura cea care publică documentele papale, documentele importante din viața bisericii, pentru ca să ajungă la toți cei care doresc să o aibă în casă, să o citească, să învețe din ea. E, așa cum spuneai și tu, Alexandra, privim la Sfântul Francis de Assisi în acest timp dificil, complicat,
agitat și să ne luăm și noi din simplitatea sa, să ne mai întoarcem și noi la lucrurile simple din viața noastră. Cred că acest lucru ne transmite, printre altele, Sfântul Francisc din Assisi, să ne bucurăm de lucrurile simple pe care le avem, să ne bucurăm de cei de lângă noi, să nu căutăm lucruri extraordinare, pentru că frumusețea, împlinirea, iubirea se află la un pas distanță, lângă noi, la un apel de telefon poate, sau la un zâmbet, la o îmbrățișare, să zicem, mai așteptăm cu îmbrățișarea. Mai așteptăm, dar cel puțin așa cum se poate. Dar sigur putem să trăim prin simplitate frumusețea vieții și iubirea, așa cum ne transmite și Sfântul Francisc din Assisi. Da, rămân și eu cu acest gând care spuneam și azi dimineață, mi-a rămas chiar de la momentul de rugăciune de aseară, această misiune la iubire, la ne asemăna din ce în ce mai mult cu acea iubire pe care Dumnezeu o are față de noi, suntem chemați la această vocație a iubirii. Pe final, da, continuăm și cu mulțumirile și aș dori să mulțumesc întregii echipe Ercis Media care a făcut posibil această transmisiune de aici, în acest loc binecuvântat, de la regia tehnică lui Edi Lucaci, la imagine am avut pe colegii noștri Gabriel Măriuț și Silviu Dogariu și la sunet Silviu Jitaru. Vântul ne-a făcut într-adevăr puține probleme, dar au rezistat colegii noștri atât cu camerele cât și cu microfoanele, astfel încât să ajungem în casele dumneavoastră cât mai bine și la o calitate cât mai bună. Mulțumesc Alexandra Cojan și Părintele Adrian Blăjuță, care vă sunt alături de aici din fața monitoarelor, dar mulțumim cu adevărat echipei grozave pe care o avem și cu fiecare transmisiune sperăm să creștem și mai mult și să creștem împreună, suntem motoul echipei. Să creștem împreună, așa este. Mulțumim și TVR Iași care a preluat transmisiunea și deja am văzut un feedback pozitiv. La TVR Iași nu s-a întrerupt, așadar vom continua colaborarea și să le mulțumim tuturor celor care sunt acasă și să dea Domnul ca această zi frumoasă, fratele soare, să ne mângâie cât mai mult, nu doar capul, fața, dar să ne inunde cu multă bucurie în suflete. Vă dorim așadar o sărbătoare binecuvântată, o duminică frumoasă și așa cum spune și Sfântul Părinte Papa Francisc, poftă bună, bon pranzo! Bon pranzo! Poftă bună, pace și bine, lăudat să fie Iisus Hristos!